Cum a fost Bogdan? Bună. Da, a fost un meci destul de greu. La fel ca și meciul trecut, am avut momente în care am condus spre deosebire meciul trecut, dar am avut momente în care am pierdut concentrarea și ne-au dat două goluri. Apoi l-am luptat până la sfârșit să egalăm. De data aceasta ne-a reușit. Viitorul are trei goluri, toate trei sunt ale tale. Anul tău norocos, debutul. Am un început din punctul ăsta de vedere foarte bun. Sper să țin tot așa. Dar nu e important cine de gol, e important punctele care le adunăm și sper pe viitor să dea și ceilalți colegii mei și să adunăm mai multe puncte. Urmează meciul cu CFR, cum ți se pare? Da, meci accesibil. Noi de obicei jucăm mai bine cu echipele mai bine cotate decât noi și sunt convins că vom juca bine meciul de acasă cu CFR. Cum ți s-a părut atmosfera de pe Ion Oblemenco? Mai sunt atât de pătimași suporterii Craiovei ca pe vremuri? Da, nu prea am prins pe vremuri, dar nu a fost foarte, foarte ostil. A fost atmosferă plăcută, nu am simțit presiune din partea publicului. Mulțumesc tare mult! Plăcere!